am auzit de mai multe ori această idee distorsionată, cum că dacă ai făcut un păcat voluntar, păcatul ăla nu-ți poate fi iertat. Ideea asta este greșită doar uitându-ne la realitatea în care trăim fiecare dintre noi. Nu există om pe planeta asta care să nu facă un păcat cu gândul, cu fapta, cu vorba, în atitudine, în multe domenii și multe feluri, în fiecare zi un păcat cu voia. Însă ideea este extrasă din Cartea Evrei, capitolul 10, unde Scriptura vorbește, foarte important de observat, nu despre păcatele cu voia, ci despre un păcat cu voia, un păcat specific făcut cu voia. Ce este păcatul ăsta cu voia? Sunt foarte mulți credincioși care trăiesc într-o vinovăție inutilă, crezând că au făcut păcatul cu voia sau că au făcut păcate cu voia și acele păcate cu voia nu le sunt iertate și de aceea își pierd bucuria mântuirii, siguranța mântuirii și trăiesc fără vlagă în viața creștină. La începutul pasajului respectiv, apostolul prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al nostru, care prin trupul lui, prin jertfa lui de sânge, ne-a deschis o cale nouă și vie la Tatăl nostru. Și apoi îl prezintă ca mare preot prezent peste casa lui Dumnezeu. Deci el este mântuitorul nostru și marele nostru preot. În cunoscând realitatea asta, a ceea ce este Domnul Iisus Hristos pentru noi, apostolul spune că ar trebui să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, de prezența lui Dumnezeu. Și sunt mai multe îndemnuri care sunt date în pasajul respectiv. Dar ideea asta este, ne este prezentat Domnul Iisus Hristos și apoi este prezentat felul în care noi trebuie să ne apropiem de Domnul Iisus Hristos. Pentru a arăta cât de importantă este apropierea de Domnul Iisus Hristos, apostolul spune că dacă păcătuim cu voia, dar păcatul cu voia este în contextul îndemnului de a ne apropia de Domnul Iisus Hristos. Dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Care este legătura? Păi legătura este foarte simplă. Domnul Iisus Hristos fiind revelația supremă a dragostei lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu pentru omenire în vederea mântuirii omului păcătos, el fiind singura jertfă care acoperă toate păcatele, dacă respingi această jertfă și nu te apropii de el așa cum a îndemnat apostolul în pasajul ăsta, concluzia este nu mai există nici o altă jertfă pentru păcate. Logic. Respingi singura jertfă pe care Dumnezeu o are pentru iertarea păcatelor, nu mai există nicio altă jertfă. Pentru a arăta în plus că acest păcat se referă la lucrul acesta, la respingerea definitivă, conștientă, voluntară a Domnului Iisus Hristos, apostolul prezintă gravitatea acestui păcat prin două ipostaze. Și el spune că cine păcătuiește împotriva legii lui Moise este pedepsit pe mărturia doi sau trei martori și cu atât mai grav este să păcătuiești împotriva Fiului lui Dumnezeu, împotriva sângelui legământului, împotriva Duhului Harului, arătându-se clar că este vorba de respingerea întregii administrații, dispensații, a întregului legământ făcut de Domnul Iisus Hristos, că este comparat Moise cu Domnul Iisus Hristos. Păcătuiești împotriva lui Moise, ai pedeapsă capitală. Păcătuiești împotriva Domnului Iisus Hristos, care este mai mare decât Moise, pedeapsa este cu atât mai gravă. Așadar, în esență, păcatul cu voia nu este orice păcat făcut conștient sau voluntar. Păcatul cu voia este specific păcatul făcut împotriva Domnului Iisus Hristos, adică respingerea totală, finală, hotărâtă, conștientă, voluntară, premeditată a Domnului Iisus Hristos. Acum, un cuvânt de încheiere foarte important. Chiar dacă cineva l-a respins pe Domnul Iisus Hristos la un moment dat, dacă omul ăsta se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu, la singura jertfă care există pentru spălarea păcatelor, atunci omul ăsta este iertat și mântuit. Dar dacă cineva respinge în mod final jertfa Domnului Iisus Hristos, nu mai există altă jertfă pentru păcate. Așadar, păcatul cu voia nu este orice păcat făcut voluntar, ci este păcatul făcut în mod premeditat, voluntar, un păcat de respingere deplină, totală și finală a Domnului Iisus Hristos ca singură variantă, opțiune de mântuire, ca singură cale de mântuire.